nouă piesă în premieră își așteaptă publicul vineri 13 noiembrie și poate fi considerată o zi cu noroc dacă ne gândim că regizorul Mihai Mănuțiu a montat din nou la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște. Din rațiuni sentimental-profesionale, acesta a scris un scenariu special pentru a da mai apoi viață piesei 3 ore după miezul nopții. Andreea Gavriliu deține rolul principal în jurul căruia se conturează întreaga poveste, spectacolul fiind considerat chiar de actriță, un hibrid între simțurile acesteia și ale regizorului, care a reușit să-i pună în valoare toate calitățile de performer. Îmi vine vorba despre premiera pe care o avem în acest sfârșit de săptămână. Vineri 13 noiembrie va fi așadar premiera spectacolului 3 ore după miezul nopții în regia domnului Mihai Mănuțiu. În funcție de numărătoare este al 6-lea sau al 8-lea spectacol pe care domnul lui îl montează la Târgoviște, dar primul după 7 ani de absență. Este realizat în colaborare cu Andreea Gavriliu, o tânără coregrafă foarte, foarte bună și foarte talentată. Publicul târgoviștean poate își amintește de la ediția din 2014 a Festivalului Babel, întrucât spectacolul ei, Zigzag, a închis festivalul și a avut un succes extraordinar. Și cu scenograful Tudor Lucanu, care a realizat și decorul spectacolului Memoria Apei, iarăși un spectacol de succes la publicul târgoviștean. Conform declarațiilor domnului Mănuțiu, spectacolul 3 ore după miezul nopții spune povestea unei coregrafe care la 3 noaptea, deci la 3 ore după miezul nopții, stă singură pe scena teatrului în care urmează să înceapă repetițiile pentru un nou spectacol și caută în sine și împreună cu echipa ei de actori, dansatori, soluții, concepții, idei pentru producția la care se înhamă. Este un fel de meta-spectacol din punctul ăsta de vedere, un spectacol despre teatru, despre munca creatorului din artele performative și sperăm să placă publicului din Târgoviște, întrucât este un spectacol foarte vizual, un spectacol de teatru-dans pe filiera lui Pina Bausch, care este inventatoarea și cel mai important reper din această zonă de teatru. Așa că vă așteptăm cu drag la premiera din 13 noiembrie și la reprezentațiile următoare. Încadrat ca fiind începutul unor mari succese, acest spectacol confesiune este o formulă teatru-dans cu o însemnătate enormă pentru actrița Andreea Gavriliu, care a descoperit, odată cu piesa în premieră 3 ore după miezul nopții, că încă nu a investit tot ce deținea, iar acest proiect a devenit sursa unor noi modalități de exprimare. Inspirat de coregrafa și dansatoarea germană Pina Bausch, regizorul Mihai Mănuțiu transpune forța ascunsă din sala de repetiții a artiștilor, realitățile ascunse ale artei și performanței de înaltă clasă. Povestea celor 6 ore grele pe care orice artist le traversează înainte de a începe o nouă operă, despre care nu știe decât că zace undeva în el, atrage atenția asupra faptului că marile opere de artă pot fi interpretate în numeroase feluri și depind de cunoștințele, experiențele și exigențele fiecărui coregraf. Doar prin prezența noastră în sală putem descoperi mesajele ce se ascund în lumea spectacolului și în spațiul care suferă transformări în funcție de fiecare încercare a actriței din rolul principal. Scenografia semnată de Tudor Lucan este o deschidere din interior a acestuia către exterior, publicul sau munca lui fiind o simbioză perfectă a artei performative cu spațiul scenic.